Suntem echipa surprize la tine acasă și astăzi venim să vă îmbucurăm inima, sufletul, cineva drag, cineva care vă prețuiește și vă iubește tare, tare mult, ne-a trimis pe noi astăzi aici. Eu o să vă întreb dacă dumneavoastră bănuiți din partea cui venim. Da, cu siguranță. Ia spuneți, să vedem dacă bănuiți bine. Din partea lui Valentin. Tare mult, să știți. Da. Vă prețuiește din toată inima dumnealui. Pe noi ne-a trimis și cu darul la dumneavoastră. Avem un tortulet, dacă mă ajutați pe mine, la procesiune. Am aici un buchet de trandafir. Un buchet frumos pentru dumneavoastră. Puteți să-l țineți? Mai am o sticlă de șampanie, o să vă las aici. Și am și un tablouaș. Cu dumneavoastră și cu dumneavoastră. O să-l las aici. Dumnealui vrea să vă dedice și o melodie și la final o să avem să vă transmitem și un mesaj. Haideți să auzim. Amândoi avem trecut frumos, prin vânt și ploi, noi am pornit de jos, dar nimeni n-ar crede de le-aș povesti cât de mult am tras noi, nimeni nu va ști. Dumnealui are și un mesaj pentru dumneavoastră, un mesaj care vine din inimă, cu multă, multă dragoste pentru dumneavoastră și spune în felul următor: nu pot uita momentele frumoase petrecute împreună și voi insista să te caut până îmi vei da un răspuns. Nu voi renunța la tine, la noi, te vreau în viața mea și voi încerca să îți demonstrez acest lucru pe cât de mult pot. Dragostea mea pentru tine nu s-a schimbat când m-am despărțit. În încheiere îți doresc mereu să zâmbești, bucuria să fie mereu prezentă în viața ta, iar fericirea să fie reală și una pentru noi amândoi. Te iubesc din partea domnului Valentin. Doriți și dumneavoastră să-i transmiteți și lui câteva cuvințele? Îi mulțumesc frumos și să ai grijă.